Acum un an și două luni am început tunelurile și deja suntem în procedura de scoatere a utilajelor de la râul Doamnei, transbordarea și transportul la suprafață, deci de la râul Doamnei la Academia din Militară, reasamblarea și demararea lucrărilor de tunel către stația Eroilor 2. Deja TBM S743 Varvara este demontat secvențial, se lucrează la fragmentarea scutului. Procedura în sine, deci efectiv riparea, transbordarea, deci ridicarea pe verticală, poziționarea pe trailere și transportul la Academia Militară durează cam o săptămână de fiecare utilaj. Viteza medie a fost cam în jur de 13-15 metri liniar de tunel în 24 de ore, deci frecvent au fost depășiri de 30 de metri liniar de tunel în 24 de ore, iar recordul la clasa aceasta de utilaj, tipul ăsta de mașină, tipul ăsta de teren, a fost de 45 de metri liniar de tunel în 24 de ore, adică montat 30 de inele într-o zi. Din 9 stații, 6 sunt finalizate structurile, peste 95%, deci mai avem de executat scările fixe, zona de peron, deci ca volum de armătură și beton sunt, față de ce a fost până acum, insignifiante. Stația parc e și ea în lucru și cam e 50% executată. La râul Doamnei se lucrează în forță pe parte tot așa de stație, structura stației este mai simplă, iar la Eroilor 1, practic, se lucrează la incinta de pereți mulați. Acolo este o zonă deosebită, în lunga Dâmboviței, presiuni foarte mari ale apei, fișa peretelui încastrată la 36-37 de metri adâncime în argila de fund a râului Dâmbovița. Plecăm de la Academie, intrăm în stația Eroilor 2, subtraversăm stația de metro existentă Eroilor 1 cu tunel, subtraversăm cu tunel cuva închisă menajera râului Dâmbovița, deasupra căreia este cuva deschisă, ceea ce vedeți, luciu de apă. Ajungem la puțul de scoatere scut în parc la operă. De acolo sunt extrase TBM-urile, adus în Eroilor 2 și făcut legătura cu magistrala 1, în laterală către izvor, tot cu tunel.